He's a good dancer? Yeah. Yeah. Okay. Remember how you say good morning? Bună dimineața! Da, bună dimineața! Noi exact acum plecăm din zona aceasta centrală a Zanzibarului și ne îndreptăm către cea mai frumoasă plajă de aici, anume Paje. Avem acolo un hotel, avem acolo o colaborare unde o să stăm pentru următoarele 3 zile. Problema este că în ultimele 2-3 zile, ceva de genul ăsta, a plouat non-stop. Ne-am lovit și noi de efectele sezonului ploios aici în Zanzibar. Nu ne-a deranjat foarte mult că suntem călătorim long term și evident că ne așteptam să ne lovim de asemenea probleme, dar e bine că în acest video o să vedeți cum se prezintă și zona aceea din sud și o să vedeți, de fapt eu sper să nu vedeți cum e cu ploaia, dar din câte văd acum că mă uit pe cer, o să vedeți și cum e Zanzibarul pe timp ultra ploios. Deci noi mergem acum de prin zona asta de aici până aici. Sunt undeva la vreo 34 de kilometri, bine asta cred că e în linie dreaptă sau cum pune Google-ul, nu știu exact, pe drum sunt undeva la vreo 50 și ceva și taxiul privat ne costă, în mod normal băiatul voia să ne ia $60, doar că a vorbit asta de la hotel și plătim $50, deci aici costurile pentru transport sunt foarte, foarte, foarte mari. Mamă, deci nu vă dați seama, frate, plouă non-stop, exact acum am ajuns la hotel. Cred că nu mai e nimeni în afară de noi, pentru că fata asta s-a uitat foarte dubios, s-a uitat că avem aici o rezervare. This is the place where we can have a breakfast and dinner. Okay. Exact acum ne gândeam la faptul că cred că asta este pentru prima oară când am prins ploaie din asta teribilă, la ploaie de care ce te rupe în două. Haideți să vă arăt cazarea. Nu știu ce, nu prea ne merge lumina pe aici, avem lumina destul de puțină și aprinsă toată, ne mai sunt alea de acolo. Da. Deci asta este camera, avem un pat aici extrem, extrem de mare, miroase evident a umezeală, asta mă enervează puțin. Chiuvetă, ia uite cum o face camera. Stai bă, cum face de la lumină. Dar trebuie să schimbă puțin. Nu, trebuie să setez eu shutter speed-ul normal. Uitați-i frecvența de la asta. Așa, deci ăsta este dușul și aici toaleta. Aici asta costă undeva la vreo, nu știu, 100 de euro pe seară. Locul e ok, e drăguț. Avem o problemă mare că aici nu există Wi-Fi. Deci pentru două zile cât o să stăm, zero Wi-Fi. Aici vedeți că nici nu există șansa de a avea vreo conexiune ceva. Am fost acum să întreb pe fata care e faza cu Wi-Fi, mi l-a dat. Evident că în orice hotel Wi-Fi-ul funcționează foarte bine la recepție, doar că ăștia nu pun rutere, asta e problema, nu pun nici genul de, cum zice, cum avea fratele Cezar, de luai frumos și semnalul îl augmentai și nu avea niciun fel de problemă, deci nu ai chestia asta. Jumate din hotel este închis, deci nu avem nicio șansă să ne mutăm, cam dată dacă pot să mut într-o cameră la rog de recepție, nu se poate, aia e.
when they buy cow, they are coming here to work. They only collect money for cow. They buy before married. When they have enough cow, they go back home and marry. Uh-huh, you so cannot marry if you don't have cow. So if you do not have cow, how many you cow? Can. 3, 4, 1, 6? No, you there is the other Maasai, they have even 3,000. 15. 15 cow? Yes. Well, and If you want to marry, 15. Yeah, okay. They start from 15 but cow. One question. Yeah. Let's say you have 15 cow, yeah. But he has 20 cow. Yes. And you two, one marry same girl. I know. He gets because he has more cow? No. 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 Uh-huh. The farm parents, they will ask you, even if not, you can buy the furniture in the room. Furniture, you yes. have to buy furniture in yeah, the room. Yeah, for us, we buy furniture. The parents, they ask you to buy like a bed. Backpack your life. Backpack your life. Evident, toată muzica Backpack Your Life este luată de la Epidemic Sound. Dacă mă urmăriți de prin 2017, probabil că deja ați recunoscut piesa de la începutul clipului și că v-a dus așa down the memory lane, v-a dat o doză puternică de nostalgie și de melancolie, pentru că eu tocmai de-aia am folosit-o, deoarece nu știu ce m-am apucat, dar mă uitam peste clipul din acea perioadă și piesa asta mi se pare că reprezintă cel mai mult sau evidențiază cel mai mult spiritul anului 2017. Deci da, muzica luată de la Epidemic Sound, puteți să vă faceți cont foarte simplu folosind linkul din descriere, aveți de ales, ori vă faceți un cont personal, aveți acces la muzică super bună, indiferent dacă folosiți sau nu folosiți un canal de YouTube. Evident că dacă folosiți un canal de YouTube, aveți nevoie de muzică copyright free și intrăm pe Epidemic Sound și făcându-vă cont, folosind link-ul din descriere, aveți primele 30 de zile gratuite, nu trebuie să plătiți absolut nimic. Iar dacă sunteți ceva mai profi și deja aveți un canal mai mare de YouTube și lucrați cu ceva branduri, planul commercial este cel mai bun. Deoarece ce se întâmplă acolo? Să spunem că un brand vine la tine și spune vreau să-mi faci un clip. Tu faci clipul respectiv, folosești muzică de la Epidemic Sound, iei clipul, îl trimiți clientul respectiv, el ia clipul, îl pune pe platformele de social media pe unde vrea să-l share-uiască, îți dă ție link-ul, iar tu autorizezi acel link în panoul tău de control de Epidemic Sound, de pe Epidemic Sound, și clientul poate foarte bine să monetizeze clipul fără niciun fel de probleme. Deci nu uitați, link în descriere, continuăm. Iar asta este zona din spatele hotelului, pe Valea Neasat, acolo să acomodat de mâncare. Mai încolo așa este plaja, o să mergem pe după masă, în condițiile în care ne lasă nițel ploaia. Da, e important Wi-Fi-ul în momentul în care ai vreme proastă, pentru că mai downloadești una alta, te mai uiți la filme, la ceva, dacă nu poți să mergi la plajă, dar nu-i nimic, supraviețuim. Foarte, foarte frumos locul, nota 10, din punctul meu de vedere, pentru 80-90 de euro cât e o cameră aici, merită, fără discuții. Trebuie să mergem să vedem plaja de aici, din Paje, orice ar fi, pentru că mâine ăștia zic că o să fie șanse de 90% de ploaie. Acum sunt șanse de 80%, deci mâine o să fie și mai rău. Și gata, suntem pe plajă, uzilioarca amândoi. Eu am și rucsacul în spate, dacă vă vine să credeți. Bă, ce aici? Bricolți? Sunt ceva oameni acolo în față, scuzați calitatea imaginii, dar se udă telefonul, se face vai mama lui. Astea sunt avantajele venitului în Zanzibar, pe timp ultra, ultra, ultra ploios. Ce vrei mai mult? Gata?
Am ieșit la o scurtă plimbare pe plaja Page. Plaja Page. Mariana Adventures mi-a spus că asta o să fie printre cele mai frumoase plaje pe care le-am văzut vreodată în viața mea. Și sincer să fiu, are mare, mare dreptate. Deși nu este foarte curată în partea asta, apa are o culoare excepțională. Nu am făcut niciun fel de edit din punct de vedere al color grading-ului pentru acest video, astfel încât să vedeți clar, clar cum e apa. Și asta este culoarea adevărată, frate. Deci culoarea este absolut, absolut demențială. Îmi place, îmi place maxim. Iar asta e filmată cu telefonul, tot așa, pentru a vă reda cu fidelitate 1-1, 100%, exact cum se prezintă apa asta de aici, că sunt absolut dat peste cap. Deci n-am văzut în viața mea o apă mai frumoasă ca asta, la mal, frate, și care să se tindă așa kilometri întregi. E impresionant. Impresionant. Am zis până la urmă să intrăm puțin în apă, pentru că dacă stăm în cameră și așteptăm să se facă vremea ok, n-avem absolut, absolut nicio șansă. Go, 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 come on! Dă-i forță! Ma! Deci nu se poate. Și azi plouă de rupe și am zis, bă, știi ce, îmi bat piciorul. Și așa trebuie să băgăm la spălat haine, suntem, vai mama noastră, amândoi. Am ieșit cu GoPro-ul ăsta, acum nici măcar n-am luat haia de, cum îi zice, underwater case. Am zis, bă, ce-o fi, o fi. Dar apa asta este genială, frate, arată superb. Și vrem să mergem puțin încolo, să vedem cât de, cât de mult e. Gata! Mamă, frate, deci este absolut superbă, bă, apa aici, este ceva ireal. Și am zis că, deci dacă nu ieșim acum, dacă nu intrăm puțin în apă astăzi, nu mai avem cât, pentru că mâine trebuie să plecăm și vremea o să fie nașpa în fiecare zi. Dar vedeți, acum avem puțin soare, ceea ce e ok. Și mergem acolo până la văcuțele alea, dar apa... Mariane, ai nimerit-o pe asta, tată, mi-ai zis că este printre cele mai șmechere plaje și da, este de departe, aș putea spune, top 3 plaje frumoase pe care le-am văzut în viața mea. Ah, no, thank you so much. We had also that. Yes, 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 it's our last day, just wanted to see if we can get a bit of sun with all this rain. And now... trying to come. Yes. So... he's trying to come a bit. Și evident că aici avem o căruță de văcuțe. Sunt foarte curios să văd ce reacție au dacă mă apropii de ele. Hello. Ce fac fetele? Ce face fetele? Valen has a hidden passion for cows, no? Yeah. Why? Because you act like one? Like a dog. She behaves like a dog. Hai, nocoți. Hai, nocoți. Hai, nocoți. Hai, nocoți. Hai, nocoți. Come on, come on, come on. Go. You don't like this. Ah, maybe you don't like this. Ah, sorry, sorry. I don't understand if she likes it or not. No. Oh my God. Keep the distance. Okay.
Asta este mama, de exemplu, și și-a părut puiuțul acolo, că am vrut să pun mâna din nou pe puiuț și m-am împins cu capul, măsa. Am stat acum la discuții cu un băiat masai de acolo, frate. Deci chestia este că oriunde te duci aici, nu contează ce faci, nu contează unde ești, lumea vine și îți oferă câte ceva, se bagă în seamă. Și au și un stil din ăsta destul de agresiv, în modul care se bagă în seamă cu tine, știi? În sensul că spun întrebări din astea: de unde ești? Cât vrei să mai stai aici? La ce hotel stai? Cât plătești acolo la hotel? Vino într-un tur cu mine. Și tu spui: domne, nu, mi-am luat tur de la hotel. A, păi nu, că la hotel e scump. Mai bine vii cu mine, că eu sunt localnic, te duc eu undeva. Și aici se aplică regula aia pe care v-am spus-o de un miliard de ori, și anume: nu faci niciodată afaceri cu unul care vine să se bage în seamă cu tine. Dacă tu vrei ceva, te duci și cauți. Pentru că ăștia, în general, care vin să se bage în seamă cu tine, ei nu au nimic de oferit. Ei nu au nimic să-ți dea. Pur și simplu sunt niște intermediari. Și îți spun că îți dau de toate, de la droguri, de la marihuana până la absolut tot. Și de-aia este bine să nu faci afaceri cu absolut nimeni. Să îți vezi de treaba ta, și dacă tu vrei ceva, te duci întreb la hotel sau te duci la o agenție de turism specializată pentru așa ceva. Mai ales dacă ești cu Valentina. Evident că nu o să scăpăm de furtună, uitați-vă și voi ce e în partea aia. Tot norul ăla. Mi amor, can you tell if they're moving that way or that way? No, I think it's coming here, you see? It's coming here. Deci toată ploaia aia vine încoace. Se vede acolo frumos conul. Or... No, it's coming here. Look at this. You see? Vine tot ce e acolo, frate. Oho, but that is going in which? Ah, it's moving also here. Da, deci am luat o decizie super bună să ieșim acum din casă. Dar dacă nu ieșeam... Astăzi este a treia zi, practic, pentru noi aici în Baje. Și, din fericire, vremea s-a schimbat foarte, foarte mult. Dintr-o dată s-a făcut extrem, extrem, extrem de plăcut. Vezi, nu mai e niciun fel de problemă. Să vedem acum pentru cât timp va ține. Dar așa e, e dimineață, ploaie, după care se oprește puțin, după care vreți, acum cerul este super crystal clear. Și noi am ieșit la plajă aici puțin. Ideea este că dacă stai departe de lucruri și te bagi în apă, ai șanse mari să poți să te bucuri fără să te frăcești la cap, fără să vină pe tine. Și de aceea ne-am ales strategia asta, vale, stă în apă, stau aici să am grijă de lucruri. Pentru că, da, eu cred că oamenii sunt super ok, nu cred că e pericol aici că cineva o să sfure ceva, mai ales în locul ăsta care e foarte turistic. Singura problemă este că sunt agasanți și că vin și că stau mult de vorbă cu tine. Adică vorbeam, de exemplu, comparam cu cum se întâmplă acolo în Cartagena și prietenii de la Haihui au observat că este imposibil să stai la plajă. Aici nu e la fel. Acolo oamenii vin după tine și îți spun o grămadă de întrebări, dar... Să zicem că trec, ei merg, tu ești pe plajă, îți oferă două, trei chestii, după care pleacă. E, aici, în schimb, vin după tine, încearcă să intre discuții, spun un miliard de întrebări și după care, de-abia la final, te lasă în pace. Chestie care, să spunem că e plăcută cu prima persoană, dar în momentul în care mergi pe plajă și sunt 30 de persoane care te opresc de-a lungul a 500 de metri, e destul de stresant. Băi, cred că aici o să terminăm aventura noastră prin Zanzibar. Am luat decizia să plecăm către Dar es Salaam, o să stăm acolo aproximativ o săptămână pentru a ne relaxa, pentru a cheltui mai puțin bani, chiar dacă aici am stat pe colaborări, să cheltuim mulți bani. Și pentru a ne îndepta către safari, pentru că noi în momentul în care călătoresc și știu că o să am niște activități foarte, foarte, foarte scumpe, încerc cumva să echilibrez astfel încât să am o perioadă de 7-10 zile în care pur și simplu să stăm, să nu facem nimic, să cheltuim foarte, foarte, foarte puțin bani. În total, Zanzibarul, super frumos, super, super frumos. Cred că noi totuși am nimerit într-un moment în care poate că ar fost mai bine dacă mai erau ceva turiști pe aici, pe acolo, pentru că erau ceva mai multe activități, aveau și o senzație mai bună pe plajă când mergeai și era ceva mai animat. Așa e destul de mort, chiar dacă noi suntem obișnuiți să stăm împreună, sunt de părere că ceva mai multă lume ar făcut ca experiența să fie mai bună. În altă ordine de idei, în condițiile date, știu că acum domnul Cristian o să râdă de la Cristi și rău, dar în condițiile date vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au găzduit aici în Zanzibar. Vreau să le mulțumesc celor de la Dou-In. O să găsiți frumos toate link-urile în descriere. Dacă vreți să veniți aici, vreți să experimentați zona de nord, zona centrală și zona sudică, hotelurile astea în care am stat sunt extrem, extrem de bune, extrem de frumoase, serviciile super ok, oamenii de nota 10, mâncarea bună, totul așa cum trebuie să fie. Noi probabil că o să luăm o scurtă pauză, nu știu cum o să fie videourile postate, s-ar putea să avem așa un hiat de aproximativ o săptămână, dar nu știu. Nu știu, chiar nu pot să știu treaba asta. Ideea este că mai mult ca sigur undeva,
cred că de aici în 2-3 vloguri, nu știu dacă mai filmez ceva neapărat în Dar es Salaam. Am niște chestii acolo pe care aș vrea să le văd cumva în afara orașului, dar nu sunt convins 100% că o să mă duc. Ideea este că vreau neapărat să ajungem cât mai rapid acolo, să facem safari și să vă arătăm întreaga experiență. Am luat un safari de nota 10, 5 star, private, ceva absolut, absolut demențial. Mă găsiți și pe Instagram. Nu uitați că vă iubesc, vă mulțumesc în suflet că vă uitați la videourile mele. Africa, seria asta de aici din Africa a rupt în două pentru canalul meu și asta este datorită mie, că am venit aici să fac videouri, și datorită vouă, că v-ați uitat la clipuri, că ați dat share, că ați dat like, că v-ați abonat canalul și așa mai departe. Nu uitați că vă iubesc. La revedere. Pa, pa.